Cea mai mare parte a țării se află și astăzi sub incidența unui cod galben de caniculă. Valul de căldură va persista, 15 județe și capitala fiind sub cod portocaliu, în timp ce pentru județele Timiș și Arad a fost emisă avertizare cod roșu. Un cod galben de caniculă va viza marți Oltenia, jumătatea nordică a Munteniei, Dobrogea continentală, estul și sud-estul Transilvaniei, Maramureș, precum și cea mai mare parte a Moldovei. Valul de căldură se va menține astfel încât va fi disconfort termic ridicat și caniculă în Oltenia, jumătatea nordică a Munteniei, Dobrogea continentală, estul și sud-estul Transilvaniei, Maramureș, precum și cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 36 de grade. În zilele următoare, valul de caniculă va persista în cea mai mare parte a țării. Asta transmit meteorologii. Val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat sunt prognozate marți în sudul Banatului, nordul și centrul Crișanei. În județele Timiș și Arad, valul de căldură va persista pentru a 8-a zi consecutiv, acestea aflându-se sub avertizare cod roșu. Temperaturile maxime vor fi în jurul la 38 de grade, va fi caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, iar indicele umezeală temperatură va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele de 18-23 de grade local vor caracteriza o noapte tropicală, relatează observatornews.ro.